Inspectoratul Școlar Buzău a primit deja banii pentru achiziționarea manualelor cu conținut vechi pentru clasa 1, care nu mai respectă însă noul curriculum școlar aplicat. Inspectoratul Școlar a dat comandă, iar după 15 octombrie, cărțile vor ajunge pe băncile elevilor. Cei de clasa a doua nu sunt atât de norocoși, vor învăța după manualele folosite de elevii din ciclurile precedente. În privința manualelor pentru clasa 1 și a doua, după cum ne-a anunțat printr-un comunicat Ministerul Educației, reevaluarea ofertelor s-a terminat la 1 octombrie, urmând ca editurile să aibă 5 zile pentru a face din nou contestații. Sunt convinsă că această procedură va dura destul de mult, motiv pentru care încă de acum 2 săptămâni Ministerul ne-a trimis un fond pe baza căruia noi am făcut comenzi pentru retipărirea manualelor de clasa 1. Am solicitat din școli numărul de manuale necesare și editura după care acestea au lucrat. Pentru elevii de clasa a doua se folosesc manualele aflate deja în stoc. Ministerul are termen ca până la 15 octombrie aceste noi manuale retipărite, vorbim de editurile vechi ale manualului de clasa 1, să fie trimise către inspectorate, iar noi vom face distribuirea acestora către școli. Noile manuale, care trebuiau să fie gata pe 15 septembrie în format print și digital, nu au mai ajuns la elevi din cauza întârzierii procedurii de licitație și a contestațiilor formulate de editurile care au pierdut. Ne-am dat seama că procedura aceasta de licitație durează foarte mult. Agenții economici, editurile, au ținut cont mai mult de interesul economic decât de interesul școlii și al elevilor, având în vedere faptul că condițiile puse de data aceasta de minister nu le-au convenit, pentru că una dintre condiții, de exemplu, a fost ca la 4 ani aceste manuale să fie revizuite și dacă se constată că sunt greșeli, acestea să fie automat retras. Bineînțeles că această disciplină și rigoare nu a convenit editurilor, motiv pentru care au făcut contestații. A fost unul dintre motivele pentru care s-au făcut contestații. O informație de ultimă oră anunță că Ministerul Educației va semna zilele următoare contractele pentru 23 de loturi de manuale pentru clasa 1 și a 2. Mai există o singură contestație pentru manualul de comunicare în limba română pentru clasa 1.